Continuăm cu alte știri. Pentru câteva ore, liceul teoretic Alexander Pușkin din capital a fost gazda unui concurs de frumusețe desprins parcă din poveste. Cele mai frumoase domnișoare și-au etalat nu doar frumusețea fizică, dar și cea interioară în cadrul celui mai așteptat concurs Miss Liceu 2013. Oglindă, oglinjoară, spune-mi cine e cea mai frumoasă din liceu. Așa s-au întrebat fetele participante la concurs, care timp de câteva ore au trecut prin momente ce le-au adus emoții pozitive și suspans. După proba în care domnițele s-au prezentat publicului, acestea au dat frâu liber imaginației în proba de dans. Elegante și ambițioase, acestea spun că în final a câștigat prietenia și frumusețea. Anume aceasta ne-a demonstrat și câștigătoarea titlului Miss Fashion, Olga Denisova, care a furat privirile tuturor, purtând o rochie de un albastru debordant. Очень-очень волновалась, я даже не ожидала, что будет прям Miss Fashion. Вот, конечно, хотелось победить, но я настолько рада, я настолько сдружилась со своими конкурентками, что они прям не стали не конкурентками, а подружками. Вот, и я безумно рада за девочку, которая выиграла. Она действительно была на высоте просто. Все было супер, у меня столько эмоций, я просто передать не могу. Сейчас поеду, буду праздновать. Proba care a incins atmosfera la maxim a fost și cea în care liceienele au prezentat în fața colegilor, profesorilor și părinților cele mai elegante ținute. Anume, la această rundă, fetele au fost apreciate cu note maxime de juriu, ceea ce a făcut ca sala să aplaude în continuu preț de câteva minute. După mult suspans și emoții, câștigătoarea titlului de Miss Liceu 2013 a fost desemnată. Я не знала, что я выиграю, но я очень готовилась, очень старалась на протяжении 2 месяцев, поэтому считаю, что моя победа заслужена. Potrivit organizatorilor, concursul a devenit o tradiție frumoasă a liceului și pentru fiecare elev acesta este o sărbătoare. Acest concert la noi este o tradiție la noi, în liceul Pușkin de acum 2 ani. Alături de mine este Miss 2012, care astăzi a fost în jurii la Neahina. Așa concurs se petrece foarte interesant, vesel și vreau să atrag atenția că este vorba despre Miss Liceea, dar nu Miss Crasăte, adică sunt concursuri intelectuale, carte de vizită, cum dansează, cum el se poate omul prezenta. Concursul Miss Liceu se desfășoară anual în această perioadă la Liceul Teoretic Alexander Sergeevici Pușkin, fiind așteptat cu nerăbdare de viitoarele pretendente la acest titlu.